Bună dimineața, bună dimineața! Sunt în drum spre salon, trebuie să mă vopsesc din nou. Am mers cu autobuzul, de fapt autobuzul m-a lăsat la un pic de distanță. Am fost cu autobuzul pentru că nu am avut timp să mă duc pe jos. M-am trezit astăzi dis de dimineață, sperând că pot să lucrez până să mă duc la salon. Este 9 și un pic, aproape 10, 9 și ceva, aproape 10, dar n-am mai apucat să lucrez și sunt destul de stresată pentru că trebuia să trimit niște formulare ieri, iar n-am avut timp, am fost foarte, foarte obosită și ocupată, așa că am zis că le trimit astăzi, dis de dimineață, nu m-am mai apucat, așa că mi-am adus cu mine laptopul și o să lucrez în timp ce o să aștept la cofor ca să prindă vopseaua. Da, asta este viața mea, pentru că după coafor mă duc repede să iau prânzul și după ce mă întâlnesc cu prietena o să-mi fac o poză pentru website. Poza mea de pe website este de acum 5 ani, este foarte veche și momentan îmi trebuie o poză nouă pentru website. Și bineînțeles că nu mi-am dat seama că mă duceam în direcția opusă, pentru că m-a lăsat autobuzul și nu mai știam exact cum să vin de la stația de autobuz la coafor, pentru că n-am mai venit niciodată cu autobuzul. De obicei veneam pe jos sau cu bicicleta, dar este destul de frig astăzi și nu mă încumet să mă duc cu bicicleta. Da, eu de obicei mă duc la școală ori cu bicicleta, ori pe jos când am timp. Este deja ceva de mers, vreo jumătate de oră, ori cu autobuzul. Autobuzul este autobuzul de la școală și se oprește la vreo, să zic, 5 minute de mers pe jos de unde stau eu, deci este foarte, foarte convenabil. Gata, gata, și de la salon am plecat imediat spre campus, unde m-am întâlnit cu prietena mea care mi-a făcut poze și după ce am făcut pozele, i-am arătat campusul. În aceste imagini puteți să vedeți biblioteca Sterling, care este construită în stil neogotic. Este biblioteca principală a universității la care lucrez eu, Universitatea Yale. Și această bibliotecă a fost inaugurată în anul 1931. Știu, pare mult, mult mai veche, dar nu este. Practic, în anul 1918, universitatea a obținut o donație de 17 milioane de dolari de la un avocat numit Sterling pentru a construi o clădire în campus. Și universitatea s-a decis să construiască această bibliotecă. Fapt divers este că în engleză biblioteca este library și tot îmi vine să-i spun librărie, dar nu e librărie, e bibliotecă. Și după cum vă spuneam, în timpul construcțiilor, universitatea a strâns foarte multe fonduri și a cumpărat foarte multe cărți pentru această bibliotecă. De asemenea, mulți foști studenți au donat cărți pentru bibliotecă. Una dintre cărțile donate a fost Biblia Gutenberg. Această Biblie a fost inițial în biblioteca Sterling, dar ulterior a fost mutată la biblioteca Beinecke, biblioteca cu colecții rare și manuscrise. După această bibliotecă am fost să vizităm și biblioteca Beinecke, deci o să vă spun mai multe despre Biblia Gutenberg când o să vă arăt imaginile de acolo. Și încet, încet ne îndreptăm spre Old Campus, care este campusul vechi, este zona campusului cu cele mai vechi clădiri. Majoritatea studenților din primul an locuiesc aici, în Old Campus. Și aici au fost construite primele clădiri când universitatea a fost mutată în anul 1716 în New Haven din Saybrook, alt oraș din Connecticut. Clădirea aceasta pe care o vedeți în spate se numește Connecticut Hall și este clădirea cea mai veche în campusul actual și datează din anul 1750. Aici puteți să vedeți statuia lui Theodore Dwight Weld din Old Campus. Se spune că aduce noroc să freci degetul cel mare al statuii, așa că prietena mea a frecat degetul. Acest deget este lucios pentru că mulți vizitatori freacă acest deget. Bineînțeles că se spune că odată ce ai absolvit facultatea, nu mai ai voie să atingi statuia. Vreau să vă spun că am mai făcut un vlog cu campusul Cred că a fost primul meu vlog, dar atunci filmam cu telefonul, nu aveam GoPro, așa că nu arată chiar așa de bine. Cred că ăsta este mai frumos. Și vă povesteam că Universitatea Yale este o universitate privată care se află în orașul New Haven din statul Connecticut. Această universitate a fost înființată în anul 1701. Inițial, universitatea s-a numit Collegiate School of Connecticut, după aceea și-a schimbat numele în anul 1718 pentru că Elihu Yale a donat o sumă semnificativă în beneficiul colegiului. Universitatea are 5259 de cadre didactice în total, care predau la 6590 de studenți la universitate și 5333 de studenți la studii postuniversitare. Dintre toți studenții, 22,3% sunt studenți internaționali, care provin din 119 țări diferite. Având în vedere că în lume sunt 195 de țări în total, 119 este foarte, foarte bine. Yale este cea de-a treia instituție de învățământ superior din Statele Unite ca vechime. Prima a fost Harvardul și a doua a fost William și Mary. Și, de asemenea, este membră a Ivy League. V-am povestit de această Ivy League, Liga Iederei, care este un grup de 8 universități din nord-estul Statelor Unite. Liga este formată din universitățile Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Brown, Cornell, Pennsylvania și Dartmouth. Și acest nume vine de la iedera care acoperă zidurilor acestor universități. Majoritatea universităților sunt foarte vechi, așa că clădirile sunt vechi și sunt acoperite de această iederă. Mulți cred că este imposibil să ajungi la aceste universități, dar este foarte, foarte greu pentru că ele, de exemplu, Yale acceptă doar 6% din cei care aplică și vă puteți imagina că aplică doar cei care chiar cred că o să fie acceptați. În schimb, Yale oferă bursă tuturor celor care sunt acceptați, dar nu își permit să vină aici. Așa că, de exemplu, dacă ești student internațional, mai mult ca sigur, Yale îți acoperă totul. Bine, asta nu înseamnă că nu sunt copii de oameni foarte, foarte bogați care sunt studenți la Yale. Chiar și din România. Acum câțiva ani, fiica proprietarei farmaciilor Catena a fost studentă la Yale. Yale folosește un sistem de cămine pentru studenți similar celui de la universitățile Oxford și Cambridge și chiar dacă vă uitați, clădirile seamănă foarte, foarte mult cu acele clădiri de la Oxford și Cambridge. Eu încă nu am vizitat acele universități, dar sper că pe viitor o să le vizitez. Și de asemenea, universitatea are o colecție foarte mare de cărți rare și manuscrise, care sunt găzduite în Beinecke Rare Book Library. Am ajuns și în această bibliotecă de cărți rare și manuscrise și acum puteți să vedeți Biblia Gutenberg. Ce este această Biblie Gutenberg? Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, dar eu țin minte că am învățat la ora de istorie despre aceste Biblii Gutenberg. Biblia Gutenberg a fost prima carte tipărită din istoria Europei și a fost tipărită cu o presă metalică mobilă prin anii 1450. E bine de precizat că ea nu a fost prima carte tipărită în lume. Prima carte tipărită în lume a fost în China, după aceea în Coreea, dar a fost prima carte tipărită în Occident. Au fost estimate că în primii ani ai tiparului au fost publicate aproximativ 180 de exemplare a acestei Biblii. Nu toate aceste exemplare sunt identice. Aproximativ 135 din cele 180 au fost tipărite pe hârtie, iar restul au fost tipărite pe vellum. Această Biblie pe care ați văzut-o în imagini este tipărită pe hârtie. În prezent, din cele 180 de exemplare care au fost tipărite, mai există doar 49 care se află în biblioteci, muzee sau universități. și dintre cele 49 de exemplare care există în ziua de astăzi, doar 21 sunt copii complete. Această Biblie pe care ați văzut-o este Biblie completă. Se pare că un exemplar complet valorează circa 35 de milioane de dolari. Și după acest muzeu ne-am îndreptat iarăși spre Biblioteca Sterling, pentru că am vrut să-i arăt prietenii mele monumentul care se numește Masa Femeilor. Această masă se numește Masa Femeilor pentru că arată numărul studentelor la universitate din fiecare an. Și puteți să vedeți că a început cu 0, pentru foarte mulți ani a fost 0 și acum este cam 50% femei, 50% bărbați. Sper că v-a plăcut acest vlog, vă aștept și la următorul și lăsați-mi un comentariu să-mi spuneți ce credeți despre campusul acestei universități. V-am pupat și să aveți o zi bună! Pa!